totul a început duminica trecută când a fost convocată la Rucăr adunarea generală a obștei moșnenilor, rucăreni și dragosloveni. O ședință în care ar fi trebuit să se pună problema primirii în cadrul obștei a neamului Kronberger Christoph Franz Johannes, omul care deține la ora actuală peste 10.000 de hectare de pădure numai în Argeș și Brașov. Cum nu foarte mulți moșneni au știut de această întâlnire, prezența a fost slabă, astfel că o altă ședință a fost convocată pentru duminică 28 aprilie 2013 la ora 10 la liceul Rucăr, ordinea de zi fiind aceeași. Potrivit unor surse de încredere din cadrul obștei, nu numai neamțul cel bogat a pus ochii pe pădurile deținute de obștile mușcelene, ci și alte societăți, astfel că miza este foarte mare, iar jocurile de pentru preluarea suprafețelor împădurite se lase cu scântei. Mai mulți membri ai obștei ne-au confirmat faptul că Kronberger Christoph Franz Johannes este interesat să devină moșnean, lucru posibil printr-o modificare a statutului OMRD, pentru ca mai apoi să poată cumpăra dramuri de la moșnenii existenți pentru a deveni stăpânul absolut al pădurilor. Lupta pentru dramurile obștei se dă acum între mai mulți moșneni cu bani și neamțul Christoph, toți fiind interesați să achiziționeze cât mai multe dramuri pentru a ajunge să dețină peste 51% din suprafețele obștei și a putea impune astfel propriile reguli. Este posibil ca o astfel de OMRD să fie prima obște din Mușel care s-ar putea metamorfoza într-un SRL sau într-o societate pe acțiuni. Și asta pentru că sărăcia îi împinge pe moșnenii mărunți care dețin 1-2 dramuri să renunțe la proprietăți și să le înstrăineze celui care dă mai mult. Și zvonurile îl dau drept câștigător pe neamțul din Brașov, care s-ar putea alege astfel cu încă 3500 de hectare de pădure în Argeș, atât cât are obștea. Se pare că unul dintre cei care dorește să cumpere dramuri este și fostul primar Dumitru Ghica, care fie vrea să-l concureze pe neamț, fie este interesat să cumpere ieftin pentru a revinde acestuia, asigurându-și astfel un profit imediat. Ședința de duminică va fi decisivă pentru viitorul moșnenilor rucăreni și dâmbovicioreni care, în cazul în care își vor arăta dezinteresul și își vor vinde moștenirile din moș strămoși doar pe un pumn de arginți, nu vor face decât să transforme obștea într-o amintire.